titlu pentru voi, un clip despre măștile mele. Nu știu dacă v-am mai zis până acum, însă mie îmi plac foarte, foarte mult măștile. Mereu îmi fac, mereu cumpăr, mereu vreau să încerc măști noi. Și am văzut că până acum nu am abordat acest subiect la mine pe canal. Și văzusem zilele astea la Iulia de la Julia H pe Instagram că zicea că vrea să facă un clip despre măști și zic, asta este o idee bună, o să iau și eu. Da, o să las linkul către clipul ei în caz că l-a postat sau către canalul ei să o duceți și la ea să urmăriți. Măștile pe care vreau să vi le arăt azi sunt... vin în diverse forme și sunt pentru diverse chestii. În primul rând vreau să vă zic că eu sunt foarte mare fană, sunt foarte mare mască. Da, momente din astea se mai întâmplă. Sunt mare fană măști de tip pilof. Acelea îmi plac cele mai mult, mi se par cele mai comode, necesită să mă duc la baie. Chiar dacă baia este lângă mine... Nu știu, am ceva cu mersul. Sunt foarte comodă, v-am mai zis asta. Și, da, cumpăr de obicei măști de tip pilof. Vă ziceam că eu sunt foarte comodă și, da, îmi place să încerc măști din astea care nu implică mersul la baie. De asemenea, nu am să vă arăt nicio mască de tip șervețel. Nu sunt mare fană dacă le primesc sau, nu știu, dacă... Văd una care chiar cred că merită, atunci o cumpăr, dar ales nu prea îmi plac. Singura care îmi place foarte, foarte, foarte mult este cea de la Tony Moly. O să vă las aici o poză cu ea. Se numește Tony Moly Tomato Something, ceva cu roșii. Oricum mi-a plăcut foarte mult, e genială, costă 18 lei de la Sephora și o recomand. Și mai îmi plac măștile de la Pielor. O să vă las la fel aici niște poze, am și un articol pe blog despre ele, se găsesc pe site-ul valentinocosmetic.ro. Ok, acum o să trec la măștile pe care le am eu și o să încep cu cele la borcănaș sau tub. Și eu am prima pe aceasta, este masca Black Sea with Peel Off de la Seven Heaven. Arată așa, îmi place foarte mult, a apărut și la mine în favorite, n-am mai folosit-o de ceva timp și cred că o să o folosesc chiar în seara asta. Îmi place foarte mult și cum miroase și cum lasă tenul după, nu știu, am impresia că curăță porii foarte bine și chiar zice Deep Pore Detox Easy Peel Mask. Da, am zis bine. Și îmi place foarte, foarte mult, deci... Chiar este o investiție care merită. Eu până acum nu prea am cumpărat măști de la Seven Heaven. Nu știu, cred că așteptam varianta asta tip tubuleț, pentru că ei au până acum doar pliculețe. Și așteptam varianta asta mare ca să mi-o pot lua și da, mă bucur că mi-am luat-o. Următoarea mască este la Nivea și este One Minute Urban Detox Mask. Și zice ei că poate să ajungă până la 10 aplicări. Nu țin cont de așa ceva, adică nu știu, eu am și fața destul de micuță, așa zic eu. Îmi place foarte mult, aceasta are un efect de încălzire pe față, dacă țin bine minte. Trebuie aplicată pe tenul ud și după un minut se clătește, da. Se încălzește când este aplicată. Îmi place foarte mult. De obicei pe asta o folosesc în baie. Mi se pare mult mai ușor atunci de aplicat. Plus că o curăț și gata. Îmi place foarte mult și chiar mă bucur că am primit-o. Am primit-o în cadrul campaniei la Nivea Like Yourself. După cum știți, sunt, în această campanie. Următoarea mască este de la Pelamar, este Facial Mask din gama Amino Power. Pentru aceasta am o recenzie la mine pe blog. Este o mască așa puțin gălbuie, de fapt nu chiar, dar nu știu dacă puteți să vedeți. Are așa un fel de alb murdar așa.
Se aplică pe ten, o las de obicei 10-15 minute și apoi o îndepărtez. Ei zic să o folosim de două ori pe săptămână, eu măștile în general nu mi le aplic, adică mi aplic una pe săptămână, maxim două, dar de obicei nu mi aplic aceeași mască de două ori pentru că am destul de multe, urmează să vi le arăt și nu știu, vreau să încerc cât mai multe. Nu pot să zic că am observat cine știe ce luminozitate sau așa, dar curăță tenul și asta este bine. Următoarea mască este Papaya Mud Pack de la... ce firma e asta? Nu știu de la ce firmă e, dar tocmai am observat că a expirat. Deci clipurile astea sunt bune și ele la ceva. Arată așa, oricum o să vorbesc despre ea pentru că mi-a plăcut. Nu am folosit foarte mult pentru că e foarte, foarte messy. E roz. Mai de schimbat mirosul, nu pot să zic că și l-a schimbat. N-am folosit foarte mult din ea, nu știu dacă focalizează. Ok. E foarte messy, te faci toată roz și apoi se usucă. E cu extract de papaya și portocale cu zinc purificat, hrănește și netezește pielea. Da, asta mi-a plăcea să o folosesc pentru că era foarte messy, mă făceam toată roz și nu știu. Dar ca și efect mi-a plăcut și da, nu mai știu la ce firmă e, chiar îmi pare rău. Ceva cu Ayurmed sau ceva de genul ăsta. Îmi pare rău. Și acum o să trec la măștile de tip pliculețe, pentru că am foarte... mi-a și scăpat. Am foarte, 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 am zis foarte multe. Da. De toate felurile pentru toți. O să le iau așa cum sunt foarte multe, după cum am zis. Și o avem pe aceasta, care este pentru toate tipurile ten. Cu alantoină și încă ceva în germană, nu înțeleg, pentru că mai am doar partea de jos. Este de la firma asta, Schabens, nu se pronunță, da, deja nu cred că e bine. De la firma asta, care se comercializează pe site-ul celor de la Trendline. Pentru ele, la fel, am o recenzie pe blog, o să vă las link-ul cutia cu descrieri. Vedeți și cum se face pe ten. Măștile astea sunt așa, nu știu, curăță tenul, cel puțin astea care se fac așa albe. Pe ten, asta am observat la ele, îmi place foarte mult masca asta. Este masca Luxus Mask. Masca Luxury cu aur, șampanie, caviar și perle. Arată așa. Are un miros interesant. Îmi place cum îmi lasă tenul, mi lasă foarte luminos, are mici particule sclipicioase care evident că nu se văd dacă, decât dacă te uiți așa de foarte aproape, dar de la depărtare se vede tenul foarte radiant și nu știu, îmi place foarte mult masca asta. Apoi mai avem pe cea de la Oriflame Love Nature Clay Mask cu burdock, care este, cum e zicea planta asta? Îmi scapă, dacă mi-aduc aminte, o să scriu pe aici pe undeva. Este o mască care se usucă pe ten, se face tot așa albă cum e cea de aici și curăță și matifiază tenul. Deci, masca asta pentru vară e genială, deci matifiază tenul foarte, foarte bine și o foloseam când aveam probleme. Am tot recumpărat-o, e super ieftină, deci chiar o recomand. Apoi am masca asta de la Balea, este Multi-Masking, este o încercare a lor de a copia măștile de la L'Oreal, pentru că, ce să facă și ei, se pune așa pe ten, deci partea verde pe zona T și partea roz pe obraj, partea roz este pentru iluminare și așa, iar partea
Partea verde este pentru excesul de sebum. Mi-a plăcut, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate, adică nu cred că o să o recumpăr. Apoi avem o mască de la Vichy, este masca lor calmantă cu minerale. Nu pot să zic că îmi place foarte mult mirosul, mi se pare un pic cam puternic pentru mine, dar este calmantă și atunci când simt că tenul meu, nu știu, e încărcat așa, îmi place să o folosesc și e bună. Apoi mai avem masca asta care îmi place foarte mult, dar asta este masca cu perle de tip peel-off, tot de la această firmă. Masca asta miroase a gumă de mestecat, deci îmi place atât de mult și îmi place foarte mult efectul după. Chiar am avut-o cu mine în Italia și i-am făcut și verișoarei mele și i-a plăcut foarte mult și ei. Mai am să vă arăt o mască foarte interesantă, este masca pentru față, pentru ochi și buze și se aplică, cum vedeți aici, deci se aplică pe plape și în jurul buzelor. Mi se pare super interesant conceptul, având în vedere că majoritatea măștilor sunt, cum să zic eu, ni se zice să evităm folosirea lor în zona buzelor și zona ochilor. Este împărțită în patru și eu inițial am crezut că chestiile astea sunt niște fâșii pe care ți le pui pe ochi și pe buze, dar de fapt este o cremă, îmi place foarte mult, am folosit în zona buzelor când am avut probleme cu scarea lor, mi se usucă zona asta deasupra așa și e super, super bună. Căzi pe jos. Apoi mai am o mască anti-rid. Masca anti-rid, tot de la firma asta. Nu mă dau în vând după astea anti-rid pentru că oricum nu am nevoie așa, dar îmi place din când în când să mi-aplic și astfel de măști. Tot masca anti-rid, cred că e aceeași. Da, e aceeași. Așa. Apoi mai am masca aceasta pe care încă n-am încercat-o, dar vreau să vi-o arăt. Este cu argil din Marea Moartă. Arată așa. N-am încercat-o, nu știu să vă zic despre ea cum funcționează, dar o să încerc și vă zic. Apoi avem masca aceasta hidratantă, care îmi place foarte mult, deci chiar hidratează tenul foarte bine și mai ales acum toamna, iarna o să abuzez de ea. Mai am o mască care este cu aloe vera, la fel nu am încercat-o nici pe aceasta încă, dar o să vă țin la curent. Mai am încă o mască la fel hidratantă, v-am zis că astea îmi plac foarte mult. Și mai am încă una în asta anti-rid, am avut destul de multe din astea că am mai și primit. Și încă una care era cu goji, acai și shea butter, mi-a plăcut foarte mult, dar asta cred că e... Aba, nu mai are. Mi-a plăcut foarte mult asta, la fel, hidrata foarte bine tenul. Ei bine, astea au fost toate măștile mele. Aștept să îmi spuneți ce măști vă plac vouă. Dacă ați încercat ceva din ce am încercat eu, puteți să-mi spuneți. Nu uitați să îmi dați un like, un comentariu, să vă abonați pentru că contează foarte, foarte mult pentru mine. Iar până la următorul videoclip, să aveți superbă! M-am pupat! Pam!